Pentru a nu mai exista probleme la fiecare început de an școlar cu implementarea programului Lapte și Corn, din această toamnă s-a decis ca, după licitații, contractele pentru produsele lactate și de panificație să fie semnate pe 4 ani. Deci firmele ce vor câștiga acum licitațiile vor distribui produsele lactate și de panificație timp de 4 ani. Deși ne aflăm în luna octombrie, din cauza procedurilor legate de organizarea licitațiilor, în școlile din întreaga țară, elevii încă nu primesc laptele și cornul. La fel stau lucrurile și în Argeș, unde, însă, distribuția produselor de panificație va întârzia și mai mult din cauza contestațiilor licitației. Iată, am făcut o procedură de licitație pe acord cadru, ceea ce înseamnă că următorii ani vom fi discutiți de această procedură. Urmează să se încheie contractul pentru lapte, acolo n-a fost niciun fel de problemă. La corn sunt două contestații care merg la Comisia Națională de Soluționare și așteptăm răspunsurile de la CNSC. Firma câștigătoare a licitației pentru produsele lactate este Lactag. Distribuția de lapte în școli va începe fără cornuri. În cursul săptămânii viitoare se încheie contractul cadru, se face reofertarea și undeva cam în două săptămâni vom începe distribuția pe lapte. În Argeș, circa 60.000 de elevi beneficiază de acest program.